Dragi prieteni, din păcate Ioana Zăvoranu împrumuta suporta voce de la Cerbul de Aur și de asta nu se auzea foarte bine, sau poate de la un festival Mamaia Mangalia Costinești, cine știe, dar să știți că noi am reținut esențialul, pentru că ați văzut, aveam colege bine plasate acolo în loja de unde distinsa artistă împacheta și despacheta, va avea loc o tombolă. Ea a trecut numere de la 1 la 1000, probabil ajutată și de vecinele alea care de obicei împachetează sărmăluțele, da? Sau strâng borcanele de zacuscă și le pun sigilate după aia pe rafturi. Deci ea a fost ajutată ca la marile chermeze, până la urmă, de o suită dintre asta care este favorabilă. Va avea loc așadar o tombolă în care fiecare va câștiga câte ceva. De ce are loc astăzi această pomană? Pentru că Oana Zăvoranu și-a dorit din tot sufletul ca aici să participe și femeile sau eventual chiar bărbații care s-au aflat zilele trecute la Cernica și respectiv la publicul cimitirul Belu, da, pentru Cristina Stamate. Deci ea, pe undeva, în demersul ei creștinesc, vrea să aducă direct de la groapă la nuntă, practic, niște persoane, da, care îi sunt foarte dragi în astfel de momente. Iată că memorabilă, viața, Radu, săptămâna asta, ultimele câteva zile. Da. Asta vreau memorabilă să spun. Viața, până la urmă, îți oferă absolut de toate. Da? De la mormântare ajungi, iată, pe culmile satisfacției, până la urmă, văzând un astfel de moment. Da, iată că nu este numai tristețe pe străzile Bucureștiului, ci și astfel de zile. Eu mă întreb, Radu, dacă și-ar fi donat cărțile Oana Zăvoranu, spre exemplu. Cărțile din bibliotecă. Da, cam... Posibil să pună și câte o cărticică, da, pentru cei care nu mai ajung la fustă. Corect, dar da, mă întreb câte numere ar fi fost la tombola acolo, știi? Probabil la 1 la 2. De la 1 la 2, dar și acolo, depinde ce carte. Stai puțin, că ea, cu siguranță în viața ei a primit cărți. A primit, păi asta vreau să spun, da, de la Vadim Tudor, de exemplu, opere complete. Da. În orice caz, dacă lipsește soarele de pe străzi, el este în sufletele noastre, nu? Așa se va spune, un moment magic, care cred că va fi continuat astăzi de televiziunile de știri toată ziua. Invitați în studio, nu ar trebui să lipsească, după părerea mea, nici Monica Tatoiu, dacă nu-i plecată prin Martinica, să ajute pe acolo după trecerea faimosului uragan, pentru că astfel de oameni, da, trebuie chestionați. De ce nu Dan Puric, care ar putea să o aducă pe Oana Zăvoranu în actualitate, spunând despre ea că este o mare româncă? O secundă, scrie cineva acum, zice, mâine o să vedem toate articolele pe OLX. Acolo vor fi. Publicitate și revenim. Ne-am întors, prieteni, după cum știți, 11 metri e mic, Oana Zăvoranu e mare, evident că am făcut imediat loc unei artiste de un asemenea calibru, dar veștile bune se înlănțuie pentru noi într-o zi la care, chiar că nu ne gândeam, iese Dan Diaconescu din pușcărie. Vom avea într-adevăr un subiect în condițiile astea pentru diseară, iarăși un mare erou al luptei anticorupție, da, un neînfricat deschizător de drumuri. Practic, el ne-a învățat pe toți televiziune. Dan Diaconescu, care ar putea să strângă și el un alai de tipul celui de la Oana Zăvoranu, fără nicio problemă. Da, să-și reînființeze televiziunea peste noapte, să-i facă oferta aia Mădălinei Pușcalău, să facă mie oferta. De altfel, Dan, tu nu știi, pe vremea respectivă n-avea emisiune. A încercat la un moment dat să ne cumpere pe mine și pe Mădălina Pușcalău, care eram cele două vârfuri de lance ale postului la vremea respectivă. Robert Turcescu putea să fie cumpărat, dar
era suma mai mare la el și atunci a insistat la noi, bineînțeles, nu, salivam amândoi și eu și Mădălina, ne dădeam așa coate, bă, cine știe. Dar Tudor Barbu pe vremea aia în care Barcă era? Era mic, așa, era senator, n-avea el treabă cu, na, nu era banca nimănui Tudor Barbu. A fost senator? Senator, bineînțeles. Ok, deci eu și cu Mădălina ne dădeam coate acolo, cine știe, deja visam cum ne vom împărți sloturile pe la el. Așa. Cu Iaconescu mi-a spus foarte clar. Până asta, domnul Banciu, să vă dau toată noaptea, Mădălina pe care îi dau dimineața, sau invers. Deci nu era nicio problemă. Urma doar acolo să ne succedăm noi și să-i ducem televiziunea pe cele mai înalte culmi. Sigur că aici era inclus și să-l invizi pe Vadim de 3 ori pe săptămână, da? Să aduni tot felul de date de la ăștia care taie porc în luna decembrie. Au multe, da? Ceaiul de sunătoare, ciuboțica cucului, multe de astea cum avea el. Evident, subiectele despre Elodia, dar ce contează la mălaiul ăla? Deci el urma să ne dea cam cum fac mafioții. Dă-te în grop, bă, în parai. E bine, din păcate pentru noi, mai mult pentru mine, că doamna Pușcalău, între timp devenit Dobrovolski, s-a ajuns oricum. Eu am rămas însă tot aici să visez la consulate de-astea nepermise. E, dar acum, dacă iese Nea Dănuț, bineînțeles că va face turul televiziunilor, este limpede, da? Toți deontologii îl vor chema în prima zi. Cum a fost la pușcărie, dar credeți că, vai, dar ce nenorociți, așa? Îl vor aduce iarăși pe marele nostru erou și poate cine știe la un moment dat că mă voi intersecta cu el pe hol după ce iese de la Silviu Mănăstire de braț cu Sabin Orcan sau cum mai știu cine, o să mai lanseze oferta. Nu vreau să știți că e valabilă? Ne-a dat oricând. Fac și eu exact ca omul nostru de la Clinceni, Țiți Dumitriu. Gigi, am telefonul deschis. Oricât, telefonul pe aici. Am avut sensul la orice oră. Când va ieși Dan Diaconescu, era cine reușește în seara asta, gâdea să zicem, da? Să-i aducă pe Oana Zăvoranu și pe Dan Diaconescu. Oh, oh. E revelionul înainte de vreme. Oricât am încercat noi să ne amăgim cu Premier League și cu Liga, hai să fim serioși. Chiar și cu 1 decembrie, Radu, din păcate. Da, nimic, dar totuși avem un City Southampton în seara asta, Dan, un Chelsea, Swansea și un Stoke, Liverpool, marele Salah. Așadar, pe terenul lui Stoke City, un Arsenal Huddersfield, Arsenal o cotă de 1.20 dacă îi bate, da, pe Huddersfield. Arsenal totuși o echipă care pe teren propriu nu dezamăgește. Ți-aduc aminte că la ultima prestație pe teren propriu a întâlnit-o pe Tottenham. Așa? Și a reușit să bată. Da, da, nu știu, n-aș miza. Mi se pare că Huddersfield era o cotă de 7.50 la egal. Totuși. Sunt, da, cote să de exploatat, dragi 12 prieteni. Victorii la rând are Arsenal în campionat pe teren propriu. Ai, bun, toate seriile sunt făcute ca să se termine. E adevărat, mai ales că ar urma a 13-a. Eu am un bilet câștigător în ligă. Deci, așa. Mes OM. OM are cotă 1.52. Enormă. L-am dat și noi aseară la emisiune. Da, enormă. Reamintesc că Mes a jucat 7 meciuri pe teren propriu în acest campionat. L-a pierdut pe toate. Așa. Lyon avea o cotă la 1.31 aseară, acasă cu Lille. De la 8 în sus, ci că le va da. Vă reamintesc, Lyon are 24 de goluri marcate și niciunul primit în ultimele 7 meciuri. Da. Lille a jucat la Montpellier, parcă mi-aduc aminte, ultima etapă. A luat 3. 3-0. Da. Iar Paris Saint-Germain avea nu 1-0-1, nu 1-0-2, nu 1-0-3 și nu 1-0-4, așa, ci 1-0-5 acasă cu Troyes. Vă reamintesc că Paris Saint-Germain are cel mai mare rezultat din istoria clubului, un 9-0 cu Troyes. În deplasare, e adevărat, și cică se zvonește din informațiile pe care le-am avea că vor să depășească acest record în seara asta cu Troyes. Eu aș spune 10. Pariu cu tine, nu știu dacă vrei să-l ții cu mine, să ții acest pariu cu mine. Aș pune pariu în felul următor. Să nu spui că una din astea trei să încurcă că am încurcat-o. Nu. Știu nu, care nu, e. Nu, nu. Okay. Spun altceva. PSG-ul nu va bate la scor. Da, dacă bate, bate gen 2-0. Ah, asta iarăși nu știu dacă, de, da, e de categoria Fuenlabrada. Pentru că știi de ce spun chestia asta, da? Când toată lumea se așteaptă. Sigur, da, se poate, da? Absolut. Se poate 0-0 la pauză, oare ce cot ar avea? Absolut. Sigur, sau chiar să deschide ea scorul. Mamă, da? Mamă, dacă e așa, într-adevăr. Da. Și aș mai pune un pariu că nu va juca Neymar. Deși el e anunțat. Da. Sigur, poate în ultima clipă să spună, m-a sunat acum cineva, șeful, da, nu mai pot. Hai, vorbim după meci, lui Emery. Așa. Foarte posibil, pentru că Emery, iată, e mic la PSG.
Aș vrea să vă spun ceva important, dragi prieteni. La MSOM, arbitru este Monsieur Chaperon, Denis Chaperon, cel care a acordat ultimul penalti în viață pentru OM. Deci el acum 10 luni și 2 zile, într-un Marseille-Montpellier sezonul trecut, a dictat la 4-1 pentru Gazde un penalti în minutul 88, expulzându-l pe fundașul lui Montpellier, am impresia Ben Sebaini, pentru un hands în fața liniei porții. Deci Denis Chaperon intră în istorie, este ultimul om care a acordat un penalti lui OM. E bine, el este arbitru astăzi la MES Marseille, n-a arbitrat pe OM niciodată în acest sezon și ca să nu ne înflăcărăm, bilanțul Marseille cu el ca arbitru este net inferior, adică net negativ. Da? N-am câștigat nici măcar o treime din meciurile pe care ni le-a arbitrat Chaperon. Uite, așa s-a întâmplat aseară, spre exemplu, Radu, la meciul lui Manchester United, care până când a făcut 3-0, în momentul în care tabela arăta 3-0, United avea 3 șuturi la poartă. Da. Da? Așadar, primele 3 șuturi au fost goluri. Da, ei marchează 4 goluri într-un meci odată pe an. Odată pe an. E clar. Culmea a fost că două dintre aceste 3 goluri au fost marcate de Ashley Cole. Ashley Young. Da. Un fundaș care nu mai marcase de un an și jumătate, din mai 2016. Așa, e adevărat, mai exagerăm un pic. Manchester United, dacă nu mă înșel, a început campionatul cu 2-4-0. Sezonul ăsta. Da, e adevărat. Dar nu e chiar o exagerare de asta de Ilie Dumitrescu, adică de Nătărău. E o exagerare voită, pentru că este o echipă care nu face show. Așteptăm show în seara asta de la Alde Salah. Michy Batshuayi e absent la Chelsea, Swansea. Da, chiar de la Arsenal spuneai tu că sunt în mare formă, de la Manchester City, de ce nu? Da, să nu numai seara, asta, evident. Este seara scorurilor record astăzi. Deci un 11-1 la City Southampton, un 10-0 la Paris Saint-Germain, 3, un 15-0 la Lyon-Lille, Lyon fiind cea mai în formă echipă din lume. Da? Deci avem, chiar și la un MSOM, cine știe, poate artistul din Cavala, cum îl supranumim noi pe Costas Mitroglou, cel care dă cu dalta în piatră acolo în insula lui, poate, cine știe, il trouvera le chemin de filet à Metz. Atenție, la Metz temperatura anunțată este de minus 6 grade la ora meciului. Ieri se spunea că va fi plus 1. Astăzi însă previziunile au coborât, iar în repriza a doua se anunță ninsoare. Și în condițiile astea, Dane, dacă tot vrei o statistică, OM n-a câștigat niciodată în istorie atunci când ningea pe teren. Niciodată. De fiecare dată când a căzut cât un fulg de nea, a fost oprită de vreme, s-au oprit ca la barieră jucătorii și... Dar știi de ce se opresc unele meciuri când ninge? Pentru că nu se mai vede punctul cu VAR. Aia, la noi nu-i cazul. Nu poate fi penalti decât pentru Messi în seara asta, deci în mărinimia lui Denis Chaperon, care are probabil și el o genă de Oana Zăvoranu, le va spune, bă, ăștia sunt așa de amărâți Messi, hai să le dau penalti și lor, să nu se spună despre mine că... Dar să corect. Nu râdeți, sezonul ăsta Messi are mai multe penaltiuri decât noi. Deci nicio discuție. Vine Tudor Barbu, că tot vorbeam de artiștii din Cavala. El o să vă vorbească despre greci, despre vechii greci chiar, pentru că Tudor Barbu este o enciclopedie greacă în miniatură. Și cine știe dacă nu va avea și el o ferestruică cu buzele Oanei Zăvoranu. Pe diseară!